Dinu Maxer contraatacă după ce a fost făcut praf de tatăl fostei soții. N-am băut. În încercarea de a-și apăra fiica, tatăl dei, Maxer, a lovit și în fostul soț al acesteia. Concret, bărbatul l-a făcut pe Dinu Maxer fițos și l-a numit chinul vieții fiicei sale. Cuvintele acestuia s-au rostogolit imediat în mediul online și un adevărat scandal a pornit, susținut în principal de fanii celor doi soți. Toate acestea au ajuns și la urechile lui Dinu Maxer, care a fost șocat de faptul că fostul socru l-a atacat, având în vedere că mereu au avut o relație bună. Artistul a înțeles că ținta principală nu era el, însă s-a arătat surprins de cuvintele rostite de tatăl de ei. Pentru mine a fost un mare șoc, și nici nu am știut ce să zic. Eu credeam că am o relație foarte bună cu ei, pentru mine de aia a fost un mare șoc. Probabil nu aș fi apărut să comentez dacă nu ar fi explodat în halul în care a explodat. Puțin deplasat cuvântul ăsta despre mine, adică eu chiar nu sunt fițos. Am avut atâtea exemple în viață când mă cunoșteau persoane străine și îmi ziceau că sunt diferit decât la televizor, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni de televiziune